Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou vlog. Vreau să vă spun, am zis, hai să vă arăt totuși. Vreau să țin per la sfârșit să vă arăt surpriza. Când aproape să scoată, ce ouă avem noi aici? După cum vedeți, am două incubatoare în priză. După cum se vede, unul aici, unul aici. Sunt cu ouă diferite. Într-unul nu o să vă arăt. O să vă arăt când va fi. Deocamdată nu știe nimeni ce ouă am în incubatoare. În acest incubator vom vorbi despre incubarea ouălelor de gâscă. Nu o să țin foarte mult deschis. Ia uitați-le. Deci ouă imense. Niște ouă imense. Să mă ajute bunul Dumnezeu să scot cât mai mulți pui. Am pus și 6 ouă de rață de la mine. Și uh, cam la câte zile este bobocul de gâscă Din nou cam la 28-29, între 28 și 30 de zile. Cam așa este. Ele înainte de a fi băgate în incubator ar trebui ținute la o temperatură de între 12-14 grade, la o umiditate de între 60-75 de, umiditate să fie, 75%. După ce le punem în incubator, trebuie să punem incubatorul cu cel puțin câteva ore înainte încât el să se poată regla să se poată regla pentru a avea o temperatură cât mai bună după cum vedeți am deschis incubatorul și v-am arătat temperatura a scăzut dar crește și aici avem o temperatură 85 este un Cleo dublu doar că eu l-am pus doar cu singur pentru că nu am avut cum să pun două feluri de ouă uitați, crește, crește undeva la 84, 38,4, 38,5, eu așa le incubez. La ouăle de că trebuie umiditatea mai mare în incubator, undeva la 75, temperatura trebuie să fie între 34, 35, cam așa, încât ia să iasă, să fie calde ouăle, pentru că ele sunt mai mari, se încălzesc mai greu. Trebuie stropite în ultimele trei zile în care ei vor începe să se audă să ciocnească. oule trebuie ciocnite pentru că ouăle de gâscă sunt foarte tari la coajă și va trebui stropite cu apă călduță la temperatura camerei. Cum trebuie ciocnite și cum trebuie stropite chiar și ouăle de rață. Uh, și, dragi prieteni, Cam acesta a fost clipul. Aici avem, am umplut în incubator, aici avem 20 de ouă de gâscă și 6 de rață. Cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, vă aș să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!